starea ta. Slăvit să fie numele Lui. Ai șansă în armata regelui. Ai toate șansele ca regele să aibă nevoie de tine. Și chiar are. Putea să fie un lamentat, un om care să se plângă și dimineața și seara și în miezul nopții să se trezească cu insomnii, cu coșmaruri, cu vise stranii. Dar bărbatul acesta e un argument care ne spune și nouă în mileniul 3 că indiferent cât de grav au păcătuit părinții tăi, că indiferent cât de tare au intrat pe interzis neamurile tale, că indiferent cât de tare și-au bătut joc toți din anturajul tău, ai șanse. Iisus Hristos are timp pentru tine. Iisus Hristos are loc în armata Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Și culmea culmilor e că Domnul alege oameni de unde nu te aștepți. Domnul ia pe Saul dintre vase. Domnul alege pe David, care nici măcar nu-i prezent la jertfă. E prea mic pentru jertfă, frate.